Ștefan Gațcan, candidat din partea Partidului Socialiștilor, a câștigat noile alegeri parlamentare în circumscripția uninominală numărul 38 din Hâncești. Datele preliminare transmise de Comisia Electorală Centrală demonstrează că Gațcan a primit sprijinul la peste 38% dintre alegătorii care au mers la urne în această duminică. Următorul candidat cu cel mai mare număr de voturi este Olesea Stamate, cu mai puțin de 32% din sufragii. Cu măști, cu soluții dezinfectante și măsuri de protecție îmbunătățite, weekendul trecut, locuitorii circumscripției uninominale numărul 38 din Hâncești au ales reprezentantul în Parlamentul țării. Procedura de vot a avut loc în condițiile asigurării securității maxime în legătură cu anunțarea codului roșu de pericol privind răspândirea coronavirusului. La intrarea în fiecare secție de votare, o persoană de serviciu îndeamnă alegătorii să dezinfecteze mâinile folosind soluții speciale amplasate acolo. Facem dezinfecții în două ori, facem numai decât facem dezinfecție, spălăm podeaua cu cloruri de far, cloruri de clor, cum. Da, și miesele strângem, le dezinfectăm cu dezinfectanți pe bază de alcool. Da, sunt. Chiar ne-au adus și o sticlă de un litru jumătate, iar de spirit curat pe o dezinfecție. Stelourile, practic, pe fiecare 2-3 persoane care au venit, steloul tot ștampile, dezinfectăm, mai să numai decât. Situația privind coronavirusul de tip nou a afectat serios rata participării la vot. Dacă în medie pe raion la vot ieșeau anterior plus minus 50% dintre cetățenii cu drept de vot, atunci la noile alegeri parlamentare doar 23,33% și-au făcut datoria de cetățean. În toată această situație, însă există și o latură pozitivă. Procesul electoral s-a desfășurat calm, iar CEC a raportat absența unor încălcări grave. Nicio problemă, procesul merge destul de bine. De dimineață au fost o avalanșă așa de oameni mai mulți un pic, însă am stat la ușă, i-am monitorizat ca să vină câte 1-2 în secție de votare, să nu intre toți unul peste altul, să păstrează distanța de un metru atunci când așteaptă în rând ca să meargă să voteze. Acum, după masă, deja fluxul s-a cam epuizat de oameni, vin câte 1-2. În ciuda codului roșu de pericol de răspândire a noului tip de coronavirus, locuitorii din circumscripția uninominală numărul 38 au mers la urne, considerând acest gest drept o datorie civică. Alegătorii le-au spus jurnaliștilor noștri ce așteptări au de la alegeri, dar și de la viitorul deputat. Dar trebuie să venim la votare, să ne dăm votul. Pentru că și ei din țară, așa. Da, și pașii, și da, să înțeleagă și ei la parlament și la lor, să înțeleagă, da. Votăm ca să fie mai bine. Votăm pentru oamenii noștri, pentru raionul nostru. Credem că tot cândva s-a trezit lumea asta și s-or uni într-un punct, dacă bați, răzbați. Dar dacă așa ne-o dispărțe fiecare cu oile lui, 10, 20, nu faci nimic. Totuși cred, sper că omul care a fi ales astăzi deputat de la noi din raion o să-și facă treaba, fiindcă socot că de atâta și-a pus candidatura ca să facă ceva pentru, nu numai pentru raion, dar pentru toată Republica noastră Moldova. În total, 5 candidați au participat în cursa electorală. Marea majoritate a buletinelor de vot depuse în urne a fost în favoarea lui Ștefan Gațcan, candidat din partea PSRM. 5.539 de alegători au votat pentru candidatul PSRM. Olesea Stamate, fost ministru al Justiției, a primit sprijinul la 4.554 de persoane. Pe locul 3 se află democratul Ion Mereuță cu 1.810 voturi. Cu privirea la candidatul independent Grigore Cobzac, 1.792 de voturi și doar 350 de alegători au susținut reprezentantul blocului Unirea Dorin Chirtoacă. Reprezentanții PAS au anunțat deja că nu intenționează să conteste rezultatele alegerilor. Pe pagina sa de pe o rețea de socializare, Ștefan Gațcan, învigătorul alegerilor din circumscripția uninominală numărul 38, a mulțumit hânceștenilor pentru încrederea acordată. Stimați cetățeni ai raionului Hâncești, dragi prieteni, vreau să aduc mulțumiri tuturor celor care au participat duminică 15 martie la alegerile parlamentare noi din circumscripția 38. În mod special sunt recunoscător și mulțumesc celor câteva mii de oameni care au crezut în mine și m-au votat. Vreau să asigur toți oamenii din Hâncești, indiferent pentru cine au votat, indiferent dacă au ieșit la vot sau nu, voi depune efort ca să fac viața tuturor mai bună. Trebuie menționat că după finalizarea tuturor procedurilor stabilite prin codul electoral, mandatul deputatului parlamentar Ștefan Gațcan trebuie aprobat de Curtea Constituțională. Bogdan Tanasov, Rodica Cravcen, Cojăscov, Alexandr pentru Accent TV.